Și au trimis ăștia salvarea acasă să-mi facă testul COVID. Pășim la domnișoarele care au ieșit la plimbare puțin, pentru că băiatul nu semnalizează și nu știu dacă face stânga sau face dreapta sau ce face. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam. Bă, fraților, vreau să vă dau o veste. Am sau nu am COVID? Bă, m-am panicat, bă, zilele astea. De fapt, toată săptămâna asta n-am ieșit deloc cu bicicleta afară, 5 zile. Am stat la pat, fraților, vreo 3 zile cu frisoane, febră, bă, dureri de oase, dureri musculare. Mă durea capul, aveam o stare de aia generală de confuzie și nu știam de ce. M-am tot gândit, bă, să am COVID. N-am luat COVID timp de un an jumate, când am stat vorba aia cu toți curierii de vorbă prin oraș, am umblat prin toate mall-urile de când a început pandemia și până acum, și am luat așa acum COVID dintr-o dată. Nu știam sigur, bă, am COVID, nu am COVID, dar ce-i drept, aveam niște simptome de astea cam ciudate. Și am sunat-o pe maică-mea să o întreb și eu, hai să o sun pe maică-mea să văd ea ce zice, să fac testul COVID, să nu fac testul COVID. Și am sunat-o pe maică-mea, maică-mea mi-a zis, ia, fă testul COVID. Am început să citesc fel și fel de simptome, cauze, când apare COVID-ul, cum te simți. Băi, și m-am panicat, frate, știi că cu cât citești mai mult despre un lucru, la fel ca și cu știrile, dacă te uiți prea mult la știri, tâmpești. Așa citeam eu toate simptomele astea de pe net pentru COVID. Și ce am făcut? Am sunat la DSP, frate. Am sunat la DSP frumos și au trimis ăștia salvarea acasă să-mi facă testul COVID. Bă, mie îmi trecuse, ce-i drept, mă gândeam să-i sun pe aia să le zic să nu mai vină, pentru că n-au venit pe loc cei de la DSP, salvarea DSP. N-a venit imediat, a durat vreo 40-50 de ore până au venit la mine acasă să-mi facă testul. Și chiar în momentul în care am zis, bă, gata, mă duc și cumpăr eu un test, îl fac personal, nu mai stau după ăștia de la DSP, m-a sunat de la ambulanță, vezi că suntem în fața blocului, ești acasă, da, venim să-ți facem testul. Au venit doi mascați de așa îmbrăcat în alb, au parcat ambulanța în fața blocului, lângă scara acolo, și mi-au făcut testul. Mi-au băgat două bețișoare de la prin nas, și într-o nară și în cealaltă, au învârtit acolo puțin. Mi-au luat niște salivă din cerul gurii și a urmat ca într-o zi, maxim două, să primez rezultatul. Ei bine, astăzi când filmez acest clip, am primit și rezultatul. Hai, tată, de ce nu te duci dacă ți-ai luat avânt? Și-a luat ăsta avânt să se face ca dilău, dar nu s-a mai băgat. Da, bă, și astăzi vă spuneam că am primit rezultatul de la DSP și mă anunțau ei acolo frumos că testul e negativ. Am să vă arăt și vouă mesajul. Bă, sincer, m-am bucurat pentru că mă gândeam, bă, mă prinde Paștele în casă, două săptămâni trebuie să stau în casă, ce fac, nebunesc. Asta era marea mea problemă, pe lângă faptul că poate aș fi putut să dau startul unor simptome de astea mai grave, deși mie aproape că-mi trecuseră, nu aveam nici febră, nu mă durea nici capul și așa mai departe, nu mai aveam nimic, cu alte cuvinte. Acestea fiind spuse, nu am COVID-19, m-am panicat puțin că am COVID și chiar mă miram, bă, n-am luat un an de zile, am luat acum COVID de când a apărut. Tocmai acum am luat COVID și mă bucur că testul a ieșit negativ. Dar m-am panicat puțin și uite ce face mass media, pentru că tocmai din cauza mass media m-am panicat și poate pe bună dreptate, având în vedere situația actuală, sunt bucuros că sunt sănătos, adică nu am COVID-19 și astăzi voi da drumul la un vlog, bineînțeles, cu livrări pe timp de seară, pentru că n-am mai livrat personal de vreo 5-6 zile aproximativ cât am stat în casă. Livrăm pe timp de seară astăzi de la ora 7 până pe la vreo 9-10 așa, depinde cum am chef. Așteptăm prima comandă la Bolt Food. Mă duc așa încet către centru, dar prima dată trebuie să opresc puțin aici ca să iau ceva și pe urmă îi dau bătaie în centru, loc din care sper eu să primesc prima comandă pe ziua de azi. Gata, am rezolvat și treaba pe care o aveam. Am ajuns la Unirii, în centru. Încă n-am pornit aplicația pentru că vreau să vă arăt o chestie, mă rog, cât se poate vedea. Mi-am luat un alt suport de telefon, se numește Gub Pro 3, parcă, dacă nu greșesc, am luat 100 de lei pe el. Sper ca de acum înainte cu acest suport să nu mai am niciun fel de probleme, pentru că este metalic și pare destul de sigur. Uite, chiar pot să sar cu el și nu se bălângână deloc. Așa că de acum înainte sper să nu mai am probleme cu suportul, să nu mai pierd telefonul pe stradă. Am ajuns în centru și vedeți că mai sunt aici biciclete, mai sunt genți. S-au dus niște băieți până la magazin să ia niște suc, ceva de băut, că e ziua lui țiganul de nume. Și vreau să vă arăt suportul ăla până una alta. Ăsta e suportul Gub Pro 3. Mi-a venit în vreo 3 zile, dar nu mai știu de unde l-am comandat. L-am luat de pe EMAG. Se închide așa frumos și e foarte, foarte stabil. Adică e foarte fix, se ține telefonul bine.
am ales să iau GoPro 3 pentru că are marginile astea mai mari, GoPro 2 dacă găsiți are marginile mai mici și dacă poți o husă la telefon e posibil să nu-ți prinde telefonul bine și mai e GoPro 1 care nu are deloc marginile astea de sus și îl prinde doar așa în astea 4 clame de aici. Mai stau puțin aici, încă am dat drumul la aplicație, iar mai porno facem câteva livrări împreună. Băie destul de răcoare și n-aș vrea să risc să transpir cumva în spate și să răcesc iarăși, tocmai de aceea n-am să stau prea mult pe aici și am să pornesc aplicația pentru că m-am încălzit puțin acum cât am pedalat și vorba aia, chiar și azi am mai luat un paracetamol și vreau să mai iau încă unul diseară că nu mă simt 100% recuperat, dar nu mai aveam stare, frate, să stau în casă. Când mi-au zis ăștia, băi, ești liber, n-ai COVID, trebuia să ies să pedalez puțin că m-am săturat de stat în casă. Nu știu dacă era să stau 2 săptămâni, cred că nebuneam 2 săptămâni în casă. Prieteni, a intrat și prima comandă de la carul cu bere. Este ora, cât e, mă, vreo 6 așa aproximativ. Ia să mă uit rapid, 6 și un sfert, prima comandă, bă, n-am să stau foarte mult pentru că v-am zis, nu m-a recuperat 100%, dar mă duc, ridic comanda asta, fac 2, 3, 4 comenzi până mă plictisesc, iar mai pe urmă a căsică pentru că n-aș vrea să răcesc din nou, pentru că abia ce mi-am revenit, vorba aia, și aici așa frumos trebuie să facem stânga, bă, dar ce pustiu, bă, eu filmez vineri astăzi ca idee, nu știu când îl veți vedea voi, cred că sâmbătă, duminică, dacă nu săptămâna cealaltă, marți. Ideea e că, uite, vineri seara, București, weekend și uite cum arată centru vechi, frate. Mă gândeam acum la o chestie, cum ar fi să-mi fi greșit ăștia testele și o să mă prim cu COVID pe stradă. Dar mi-au luat din două locuri probe, și din nas și din cerul gure și mă gândesc că n-au dat rate. Oricum șansele să fie greșit sunt de vreo 2%, nici atât cred. Am ajuns la carul cu bere, de aici trebuie să ridic comanda, sper să fie gata. Bună seara! Ce comandă aveți? Am o comandă la bol pe numele Maria. Maria? Da. Maria și ce inițială? Maria Mu. Mai avem o Maria Mu la bol? Stațiu și Ana M. Maria Mu. Maria M. Da, asta, da. Ok, mersi, salut. Hai că m-au luat ăștia în plin așa cu această comandă. Zici că au văzut că n-am mai ieșit la treabă de ceva timp. 4 km am de pedalat până la client cu această comandă. Aia e, nu mă îmbogățesc oricum astăzi pentru că n-am muncit deloc săptămâna asta, n-am niciun ban câștigat și cât aș putea să fac astăzi? Maxim 50 de lei în câteva ore. Mamă, ce bate vântul și se lasă frigul așa încet încet. Haideți să o ajungem și noi pe domnișoara asta așa puțin din urmă. S-a făcut și verde frumos. Intrăm în depășire, depășim domnișoarele care au ieșit la plimbare puțin. Vă stă bine pe bicicletă. Cu plăcere. Voi sunteți de aceeași părere cu mine? Că le stătea bine fetelor pe bicicletă? Eu zic că da, mi-a și mulțumit frumos. Așa că varlame, tată, nu mai ai electrică. După o pauză destul de lungă de câteva zile, nu s-a mai întâmplat treaba asta de ceva timp. Adică să stau în casă să nu pedalez timp de 5 zile. Nu mi s-a întâmplat de mult treaba asta, cineva a ieșit la mișcare cu cârjele și în cărucior. Așa, 3,4 km, opresc acum puțin camera pentru că am să încep să gâfui. Voi fi puțin în urcare și nu vreau să mă auziți cum fac așa. Stau acum și mă gândesc cât de idiot am putut să fiu în tot acest timp în care nu mi-am schimbat, frate, nu mi-am schimbat suportul pentru telefon. Și a trebuit să stau bine, așa e român în general, își pune folie pe telefon, folie de stick în momentul în care șparge ecranul. Așa și eu, mi-am schimbat suportul de telefon în momentul în care am dat de câteva ori cu el de beton, de asfalt. Și acum, într-un final, mă simt și eu mai în siguranță, pot să sar, pot să fac ce vreau eu cu acest suport, pentru că din ce spune și ce am testat și eu până acum, suportul ăsta îți face foarte bine treaba. Nu le fac reclamă în ideea că sunt plătit de ei. N-am să vă pun niciun link în descriere să-l cumpărați și așa mai departe. Cred că îl găsiți pe Google pe undeva. Dar nu e asta important. Important e că dacă vreți să luați un de ăsta, cum îi spune, un suport pentru telefon bun, modelul ăsta de la GUP, sunt chinezești, dar sunt destul de bune. Pe unde sunt, bă, în momentul ăsta? M-am pierdut puțin. Nu sunt prea familiarizat cu zona asta așa, dar cred că suntem în Rahova. Cred că e cartierul Rahova, zona Rahova pe aici. Nu sunt 100% sigur, dar dacă greșesc, voi să mă contraziceți prin comentarii. Rahova, bă, tata, aici. Rahova e. M-a adus aplicația tocmai prin Rahova. Poate primesc o comandă de la Liberty Center. Am ceva șanse să primesc o comandă de la Liberty. E un mall așa mai liniștit, Liberty Center. S-au închis multe pe acolo, multe locații.
ora asta acum, adică 6:30, cred că e cea mai nepotrivită pentru un curier Bolt, Food Glovo, Food Panda, care face cu mașina, pentru că traficul e îngenunchiat la propriu, după cum puteți vedea, coloana e de vreo 2 km, bine, nu puteți vedea, dar vă zic că trebuie să mă credeți. Ideea e că eu trebuie să las comanda undeva pe aici și am să mă bag pe acest gang. Sper să nu fi greșită adresa, dar verificăm, nu e problemă. Traficul e mult, noroc că uite, sunt cu bicicleta și mă mișc mult mai rapid, adică uite, pot să mă bag frumos printre blocuri, iar să mă urc pe biciclete, mai dau două pedale, mai fac 2-3 pași, înțelegeți voi ideea. E o tipă, ar trebui să-mi răspundă o fată, hai să vedem. Răspunde, nu răspunde? Alo? Alo, bună seara, de la Bolt, am ajuns la ușă, la intrare la scar și nu răspunzi la interfon, adică am sunat la 19 și nu... Mai spune-te o dată, vă rog, că nu prea te aude interfon. Ok, uite, mă încerc acum o dată. Ok, bine, mulțumesc, acum vine. Și eu. Așa, liftul e la parter și asta e bine. Intră în lift, de mușile, apăsăm butonul de lift, dăm geanta jos și ne pregătim să efectuăm comanda. Cam asta e procedura standard pe o livrare. Uitați aici. Seară bună, plăcere, la revedere. Pasul numărul 2. Ce am făcut și asta, intrăm înapoi în lift, apăsăm butonul P de la parte. În lifturile astea vechi scrie P. Dacă mergi în blocuri de astea, în cartiere rezidențiale și blocuri de astea mai noi, va scrie 0 aici, nu scrie niciodată P, parte, e nivelul 0. Hai să-i dau comandă livrată și poate am noroc să primesc o comandă de aici, din Rahova, pentru că n-am mai livrat de mult în zona asta. Am mai făcut la Glovo înainte odată un vlog, când am livrat special aici, în Rahova, și am primit comenzi de la Liberty Center. Până una alta, băgăm frumos telefonul, am vrut să zic borsetă, dar asta nu mai e borsetă, ăsta e suport pentru telefon și e fix, fraților, chiar e foarte fix și e pelea. Sunt super mulțumit de el, cel puțin deocamdată. Și de aici încolo, frate, chiar nu știu unde ar trebui să mă duc, în ce direcție să apuc, pentru că am câteva posibilități. Să rămân prin zona asta sau să mă întorc în Bucureștiul Central, adică la Unirii acolo, loc din care cu siguranță voi primi o comandă. Aici, în zona asta, sunt șanse mai mici. În Rahova să primesc comenzi la Bolt. Sunt mai multe locații cu Glovo, din ce știu eu. În Liberty Center acolo, McDonald's și ce mai e acolo. Dar uite că aplicația își face de cap și nu mă lasă. A primit comandă, bă, frate. Nu, bă, din AFI Cotroceni, bă, deci uite de unde mi-a dat comandă, bă, frate, din AFI. Și nu-mi plac comenzile astea din AFI, pentru că veți vedea cât am de mers pe jos pe acolo. Trebuie să înleg bicicleta undeva și pe urmă dă-i la pas prin mall, pentru că e unul din cele mai mari mall-uri din București, dacă nu greșesc. Ori AFI, ori Băneasa Shopping Center e cel mai mare ca întindere, nu știu sigur. Am de pedalat 2 km până la mall AFI, AFI Cotroceni, și m-am băgat în trafic, iar acum îi dăm pedală. Mă ține aplicația în zona asta, cu siguranță pe aici voi termina programul. Am ajuns la AFI în fața, intrarea principală. Bă, toată viața mea am fugit de mall-ul ăsta, referitor la comenzi, bineînțeles, pentru că veți vedea imediat cât am demers la pas. Și nu văd suporți ăștia pentru biciclete, nu știu unde sunt amplasați. Mă uit așa stânga, nu văd nimic. Mă uit așa dreapta, nu văd nimic. Merg înainte, nu văd nimic. Unde să-mi las bicicleta? Haideți să întrebăm pe domnul ăsta de la poază, poate mă îndrume. A, uite acolo, mă, niște suporți pentru biciclete, dar sunt niște suporți cât de cât ok. Am vrut să zic suporți de rahate, dar uite, bă, că sunt niște suporți cât de cât ok, adică nu te forțează neapărat să îți legi bicicleta de roată, poți să o legi și de cadru. Și haideți să vă arăt și vouă AFI-ul ăsta, de ce fug eu de el, să vedeți cât îmi ia să ajung la locul în care trebuie să ridic comanda. Thank you.
bine v-ați dat seama acum de ce fug eu de acest mall. Cât am avut de mers până aici, am pus așa pe rapid, dar am ajuns aici acum și acum trebuie să găsesc restaurantul ăsta de unde trebuie să ridic eu comanda, al Wadi, al Wadi, al W-A-D-Y, nu știu cum se pronunță. Mamă, ce gol e aici, frate, și înainte de pandemie era full aici, bă, mușuroi de furnici, frate, deci n-aveai loc să miști un deget, vorba aia. Pe scări? Da. Al Wadi. Al Wadi, da. Deci urc pe scările alea și stânga. Mersi frumos, salut. Băiatul ăsta și-a dat seama ce caut și m-a întrebat, al Wadi? Da, al Wadi, frate. Trebuie să urc scările astea, astea, ca să mă bag puțin înainte, scuze, scuze, mă scuzați. Dar, hai să vedem, al Wadi undeva pe stânga, am primit indicații că s-ar afla. Cum e, cum vi se pare mallul ăsta? E printre cele mai mari din București, dacă nu cel mai mare. Uite, bă, al Wadi acolo și priveliștea, trebuie să vă arăt priveliștea de aici, de sus. Nu prea am filmat eu mallul ăsta aici, n-am prea avut comenzi de aici, m-am pierdut acum, gata, nu mai știu să ajung la bicicletă. Acum, la vedere. Da, bă, uite că sunt 3 pungi. Deja lăsăm asta în jos. Îl bag cu asta. Asta. Și asta mai micuță acolo. Comandă ridicată, fraților. Și acum să vedem pe unde am venit, dacă mai știu să ajung la bicicletă. Să scoatem frumos bicicleta, mă, că am strecor aici puțin, nu prea am loc și n-aș vrea să deranjez pe cineva, adică să dărâm vreo bicicletă care nu mi-aparține. Cu a mea am mai dat de câteva ori, ia uite, bă, că i-am atins la ăsta motorul și uite cum face. Aoleu! Gata, hai că s-a oprit rapid. Din ce văd eu aici pe telefon, îmi arată 1,7 km dacă aș merge pe jos și dacă bag telefonul în modul mașină, mă plimbă puțin, vreo 2,5 km, dar asta e, îi dau start, stai așa să montez telefonul prima și prima dată aici frumos, ca să scap de o grijă, mă urc pe bicicletă și îi dau pedală. Bă, cred că de când fac eu la Bolt, niciodată nu m-a îndepărtat aplicația atât de mult, adică sunt foarte departe de centru și nicio șansă să mai ajung pe acolo, din ce îmi dau eu așa seama. Aici trebuie să semnalizez de dreapta pentru că trebuie să las comanda pe aici, pe undeva, printre blocuri. Bă, problema e că nu mai apare clientul, frate, l-am sunat. Mi-a zis că vine imediat, că nu merge interfonul și nu mai apare. Uite o pisică speriat acolo. Hop, jap, jap, nu știe unde să o apuce. A ieșit pe gaura aia acolo. S-a cam panicat așa, pisici de la decresc în subsolul blocului. M-a sunat Dani. Că nu răspuns la telefon. Da, păi v-am sunat și n-ați răspuns de tine. Am ieșit afară, cu la telefon, prăjit. Nu mă scrie de la pisici. Așa. Așa, așa, așa. Nu e încă una. Așa. Și asta. Poate? Da, asta e a mea, apa mea. Așa. O seară bună, la revedere. În condițiile date, comandă efectuată. Nu știu zona asta, nu cunosc prea bine zona asta, dar un lucru e cel, sunt fete frumoase în zona asta. Așa că aici trebuie să fac dreapta, ar trebui să dau de un Lidl pe partea dreaptă de asemenea, bulevardul Iuliu Maniu, iar de acolo până în centrul Bucureștiului cred că am de pedalat vreo 8-9-10 km. Oricum voi primi o comandă tot de aici, mai facem o comandă împreună și aia e. Închidem vlogul pentru că s-a lăsat puțin răcoare, am transpirat și mie să nu răcesc înapoi. Barlame bate în lemn, bateți voi pentru mine în lemn, dar uite că nu mă lasă aplicația. Vorbeam de centru, de nebunie, de una alta, dar am primit comandă de la Speed Pizza Militari. Dar mergem și la Cora Lugerului, am vrut să zic Cola Lugerului, nu, Lugerului, că mă bâlbâi. Așteptăm pe domnul de la Fan Curier FCB, FC Barcelona, să facă dreapta, pentru că trebuie să fac și eu dreapta și n-aș vrea să risc să mă bag pe lângă el, pe partea dreaptă, ca nu cumva să plece el și să-mi bage una, pentru că băiatul nu semnalizează și nu știu dacă face stânga sau face dreapta sau ce face, habar n-am, dar de semnaliza nu semnalizează, n-am învățat la școală să semnalizeze, așa. Să nu semnalizezi, tati, nu, să nu semnalizezi. Nu e foarte departe Cora ăsta al Lugerului, ca să nu mă mai bâlbâi. 1,1 km, comanda numărul 3 la Bolt Food pe seara asta, este ora 7:25.
sunt pe treabă de vreo oră așa aproximativ, timp în care am livrat deja două comenzi și am câștigat vreo 20 de lei, cred, 23 de lei, habar n-am văzut la final că am câștigat un total. Chiar dacă nu știu încotro mă îndrept, am să las bicicleta frumos legată aici, o leg bineînțeles, și mergem să căutăm împreună voi virtual cu mine pe lângă mine așa, din fața telefoanelor, tabletelor, televizoarelor, la ce vă uitați voi. Căutăm împreună Speed Pizza. Zone noi pe vlog, zone noi pentru mine, zone noi și pentru voi, cei care nu stați pe aici pe zonele astea, pentru că n-au mai apărut pe vlog. Speed Pizza, ia uite-mă, mare acolo scrie cu roșu, Speed Pizza, hai să vedem. Asta la Bolt, mărășesc, mărășesc, da. Mersi. Gata, voi comandă preluată. Hai să beau și o gură din șuepsul ăsta tonic, să-mi tonific starea. Dar nu prea mult că e rece și sunt puțin încălzit. Voiam să vă zic că am nimerit așa, am aproximat bine distanța, am băgat acum GPS-ul și mi-arată un kilometru și vreo cât, bă, nu, un kilometru fix. Eu am zis un kilometru și 200. Uite, aici trebuie să las comanda în complexul ăsta rezidențial. Cred că asta e intrarea. Am voie să intru aici, nu? Dacă sunt cu bicicleta. Doar că nu știu unde o parchez, trebuie să mă orientez puțin. Fentăm bariera, ne băgăm pe lângă ea pe aici. Urcăm cu bicicleta de asemenea puțin. Ia să vedem, oare asta e scara de aici? Cum îmi dau eu seama că asta e scara? Nu scrie nimic, bă, frate. Acum și aici la apartamentul 10, la parte. Mulțumesc. Uite aici. Mulțumesc. O seară bună, salut. Bă, și ca să vedeți că nu m-am învățat minte data trecută cu bicicleta. E de ajuns o secundă să-ți fure bicicleta și uite că n-am mai legat-o, frate. Iar am făcut în pene asta să nu mai leg bicicleta acum două secunde. Dar m-am gândit că fiind un complex rezidențial așa mai retras aici, pentru că nu mai sunt alte blocuri în jur, cel puțin pe partea acolo nu e nimic, am zis, bă, hai că nu-mi fură bicicleta, nu? Dar nu se știe niciodată. Când te aștepți mai puțin, atunci rămâi fără ea, frate. Băi, fraților, m-am gândit mai bine și mă duc acasă. Nu mi-ajunge pe seara asta. Aș mai fi stat, dar problema e că s-a lăsat destul de frig afară. S-a lăsat cu frig, s-a lăsat răcoare și n-aș vrea să răcesc. Sincer vă zic că abia am scăpat de răceală și n-aș vrea să risc. Am transpirat puțin în spate. Nu sunt îmbrăcat nici foarte, foarte gros și mă voi duce acasă. Am livrat vreo oră și 20, o oră și 30 de minute maxim. Cred că chiar o oră și un sfert, habar n-am. În fine, facem așa o sumă rotundă de minute, o oră și 30 de minute. Am câștigat suma de 30 și ceva de lei. Fac acum încheierea videoclipului. Cu voi a fost Varlam. Mă găsiți și pe Instagram, Grigore Varlam Oficial cu un singur F, și vedeți că am un concurs acolo. Am pus la bătaie un tricou personalizat. Dacă vreți să vă înscrieți, detaliile aveți acolo la ultima postare. Eu mă duc acum acasă, vă spun la revedere pe data viitoare. Pa, pa, fraților, toate cele bune. Mamă, am 9,6 km până acasă.